Mulțumim, Greta. Un ciclon format în Pacific amenință să lovească astăzi orașele turistice de pe coasta Mexicului cu forța unui uragan de categoria 3. A primit numele Agata și este primul din acest an format în vestul Atlanticului. Acum este de categoria 2 și are viteze ale vântului de 175 de km pe oră, dar ar putea atinge în curând 200 de km pe oră. Se apropie de uscat cu 4 km pe oră și, pentru că înaintează atât de lent, are timp să adune multă energie din ocean. Meteorologii au avertizat că va produce inundații periculoase pe coastă, alunecări de teren și valuri.